Special guest is back on track. Back on track. Și mai aproape de tine. Live pe Kiss FM și în imagini pe Info TV. Direct din studioul Kiss FM, Flaviu Sandu îți aduce invitatul special. Îl asculți on air și îl vezi pe infotv.md. Special guest on Kiss FM. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la Kiss Kiss in the Mix, la o ediție de special guest, vine frumoasa Adriana Rusu. Lansarea interpretei în România și Moldova a avut loc în urma colaborării pe care a avut-o cu Tataie de la BG Mafia. Ți mai aduce aminte? Așa, bineînțeles. A fost, nu pot să cred. Da, este și a fost o colaborare de neuitat. Sperăm să colaborăm și pe viitor. Să știi că am aflat... Exact din momentul în care știam că ești invitată la special guest, că anume tu ai cântat cu Tataie, nu puteam să cred. Și țineam minte, eram copil micuț, da, și fredonam piesa asta. Hai că nu erai chiar micuț. Bine, trebuia să adaug și floricele. Cum ți s-a întâmplat să colaborezi cu Tataie de la BG Mafia? Ideea a fost, a avut o mama. Ea este vinovata. Eram în drum spre Iași din București, uh-huh. Și ne gândeam, mă, cu cine să colaborăm. Aveam de ales între Marius Moga, care făcea piese de R&B și hip-hop la momentul respectiv, sau Tataie. Și mama spunea, mă, de ce să nu colaborez cu Tataie? Pentru că nu a mai scos nimic de mult timp și nu a mai avut o colaborare. Uh-huh. Și am spus, hai, ok, a avut un concert în Iași, ne-am cunoscut, i-am propus această colaborare, a fost puțin surprins pentru că nu se aștepta și am făcut-o. Și a fost foarte ușor să colaborezi cu, da, nu știu, cu o persoană destul de renumită în România, tu pe atunci mai puțin renumită, respectiv. Bine că el mi-a pus câteva condiții. Să am voce, să facem videoclipul într-un fel anume și să fiu ok din punct de vedere al imaginii. Și cred că le-am îndeplinit pe toate, uh-huh, aceste trei cerințe și a fost super ok. Ne-am sfătuit cum să iasă piesa, cum să fie, ce versuri, uh-huh, să aibă. Bineînțeles că el a fost compozitorul și textierul piesei și a ieșit și videoclipul. În ce an a fost realizată piesa? 2007. În 2007? Acum 3 ani. Da. Ok, și o întrebare mai mult decât simplă sau compusă. Și unde te-ai rătăcit de atunci până acum? Măi, eu am scos un album. L-am lansat online. Însă nu a fost atât de mult, nu a fost dat publicității foarte mult. Ce stil de muzică? Este un stil mai de suflet, să spunem. În acest album este inclusă și această piesă, colaborarea pe care am avut-o cu Tataie. Însă majoritatea pieselor sunt de suflet, de dragoste, de prietenie. Sunt și piese ritmate și piese lente. Însă am pus foarte mult suflet acolo și chiar îl recomand ascultătorilor. Se poate găsi, bineînțeles, și pe site-urile unde sunt crecuite albumele, dar și pe site-urile de specialitate, cum ar fi iTunes, Amazon, Napster. Deci cine are bani, cumpără de acolo. Cine nu, măcar și din altă parte, dar să-l aveți, domnilor. Ok, bine, tu ți-ai schimbat un pic stilul de muzică, ai revenit în showbiz cu o piesă absolut nouă. Cine a compus-o? Povestește la toată lumea. Și foarte tare piesa. Și foarte tare, de asta ne convingem după ce o ascultăm. Piesa a fost compusă de Vanotech și Angelica V, împreună cu mine, și a ieșit o piesă foarte tare și cu siguranță va fi un hit. Să înțeleg că este și Angelica V cu vocea pe acolo? Nu, absolut deloc. Nu, doar la compoziție. Nu, 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 doar este doar vocea mea. Ok. Bine, zic să nu mai ținem lumea în suspans și să ascultăm piesa în premieră absolută, pentru că nu a mai fost difuzată până acum. Te-am tot așteptat pe tine, trebuia să vii ceva mai devreme. Bine, asta a fost. Te-am adus până la urmă, așa că în premieră absolută la Kiss FM, dar și în reluare pe infotv.md, se ascultă la special guest Adriana Feel. Special guest.
guest on Kiss FM. Powered by Info TV. Powered by Kiss FM. Nu mai vezi doar pe mine pe infotv.md. Astăzi o vezi și pe Adriana Rusu, care din câte am înțeles și-a simplificat un pic numele. De acum încolo te numești Adriana, așa scrie la noi, nu știu. No, e adevărat? Am primit totul greșit. Nu, tot Adriana Rusu. Tot Adriana Rusu, da. Ok, cum ai ajuns să colaborezi cu Vanotech? Să divulg un secret. Cred Spune. Că el mi-a făcut prima piesă prin 2004 când era în Iași și făcea liceul de artă acolo. Deci ne cunoaștem de ceva timp. Mi-a spus, a venit în Iași în, cred că în toamna, da, în toamnă în 2009 și mi-a zis, mi-a arătat câteva piese, printre care și piesa lui Dan Bălanci, Cabon, și am zis, mă, foarte tare, ai început să compui alt stil de muzică. Și mi-a zis, mă, hai că-ți fac și ție o piesă. Ok, mi-a făcut piesa, a trimis-o, mi-a plăcut foarte tare, am înregistrat-o în martie și acum este gata. Și vrem să facem și video la ea, însă să fie puțin rulată pe posturile de radio, în special la Kiss. Cât de modestie. Eu credeam că v-ați întâlnit la Strand, pentru că este un strand acolo foarte super. În Iași. Da, în Iași. Sincer, nu a fost niciodată, tu mi-ai spus asta. Da, și ziceam că, cine știe, poate acolo se întâlnește toată lumea, toate vedetele, mai știu eu. No, cred că la București e. La București, ok. Și tu ziceai că vrei să te muți la București. Mă, cred că da, pe viitor da. În... Poate în viitorul apropiat, cine știe. Mm-hmm. Și tu, de când ai pășit pragul României, ca să zic așa, sau de când ai pășit prutul? Adică știu că ești moldoveancă, nu? 13... Da, sunt moldoveancă, așa. Născută în Lăpușna. Deși nu toată lumea ar zice asta, da? Întotdeauna am spus-o. Nu cred că avem de ce să ne ascundem. Nu ziceam de tine. Adică nu știu dacă cineva s-ar prinde că ești din Republica Moldova. Zice că nu, măi, de la București. Posibil din cauza accentului. Dacă da, vrei, poți să vorbești și moldovenește. Ia zi. Asta, așa, să te cunoască lumea. Să mă cunoască lumea. Ok, bine. Cât timp ai stat? Ești din Chișinău? Nu, sunt din Lăpușna, născută așa? Acolo. Am făcut clasele primare acolo, 1-4. În clasa 5-a, împreună cu familia, ne-am mutat în Iași și de atunci stăm acolo. Bineînțeles că facem vizite în Moldova, mergem și în alte locuri. Aveți rude aici, nu? Bineînțeles. Aha. De cât timp faci muzică? De cât timp fac muzică? Din clasa a doua, de când am început să iau primele lecții de pian. Am deci, făcut 7 ani de că, pian. Știi pianul, da? Da. Cânti foarte bine la pian. Ce-i drept, în ultimul timp nu am mai cântat foarte des, dar cred că voi relua această activitate. Aha. Eu ziceam data viitoare să-mi aduc clapa aici, da? Și să... Da, și să ne demonstreze toți profesioniștii în ale cântatului în pian, da? Nu mă consider ceva. Una din profesioniste în ale pianului. Ok, bine, dar 7 ani cred că înseamnă okay, ceva, da, nu? Ok, da, bineînțeles. Special guest cu Flaviu Sandu. Vreau să te mai întreb, da, niște lucruri așa la... Bine, gata, nu te întreb că știu că... Da, bine. Nu știi nimic. Nu te întreb dacă ai iubit sau nu ai iubit, vreau doar să te întreb ce înseamnă pentru tine un bărbat ideal. Un bărbat ideal. Nu cred că există acel bărbat ideal, însă... Bine, măsura posibilităților. Ok, înțelegerea, sinceritatea, înțelepciune și... Și așa, să arate dragoste. Cam ca Brad Pitt.
Nu. Nu pun accent foarte mult pe imagine, aha, ci mai mult pe ce are el acolo în inimioare. Uite, na, așa sunt moldovencele. Așa suntem noi, da? Da, chiar dacă vorbește frumos și bine, da, în suflet își dorește ceea ce știm noi foarte bine. Corect. Da, cred că fiecare dintre noi își dorește o persoană să fie doar pentru ea, acolo în sufletelul ei, știi? Bine, de la partea respectivă trecem și la o altă întrebare. Vreau să te întreb cum stai la capitolul mod sănătos de viață. Sincer, în ultimul timp am uitat să merg la sală. Tu mergi la sală? Ia, arată-ți da, mușchii. Da, mers, uite, vezi. Se mai cunosc puțin mușchii, însă mi-am pus în plan să fac câteva ture de teren, să spunem așa, pe stadionul din Iași. Nu ai o bicicletă cumva? Mi-e frică să mă dau cu bicicleta. Da. Sunt mai fricoasă la sporturile astea extreme. Însă cred că jogging-ul și puțină sală nu strică. Și bineînțeles alimentația, alimentația, așa. Contează cel mai mult. Ce mănânci tu de zi cu zi? Dimineața mănânc foarte puțin. Da, se cam vede, da? Seara și mai puțin. Câteodată mai exagerez seara, însă încerc să nu mănânc foarte multe prăjeli, să fie... Exagerezi în sensul că nu mănânci, în sensul ăsta. Nu, mănânc, să știi, mă vezi ca așa mică, dar mănânc. Okay. Să nu exagerăm cu prăjelile, asta le recomand și ascultătorilor. Să mâncăm sănătos fructe, legume, mai ales pe timpul verii, și să bem foarte multă apă. Cam vreo 30 de litri pe zi? Nu. 2 litri și jumătate cred că e de ajuns. Ah, ok. Hai, doamnelor și domnilor, de astăzi eu cred că ținem o cură de slăbire, da? Și o să arătăm la fel de bine cum arată și Adriana Rusu. Uite-mă la ea, uite. Ok, Adriana, mersi foarte mult. Ai venit în principiu practic pentru noi. Da, la Chișinău, pentru voi, da? Da, bineînțeles, nu pentru voi poate. Și pentru piesă, să asculte toți piesa și să o ceară cât mai mult, pentru că este o piesă foarte tare și o piesă în care eu cred. Să știi că și noi credem, din prima când am auzit am zis că e tare, mă. Hai, cum să nu e tare? Sigur. Special guest is back on track. Back on track. Și mai aproape de tine, live pe Kiss FM și în imagini pe Info TV. Direct din studioul Kiss FM, Flaviu Sandu îți aduce invitatul special. Îl asculți on air și îl vezi pe infotv.md. Special guest on Kiss FM.